Mai întreabă o dată. Cu familia. Că cea familie. mai frumoasă amintire. Au fost mai... multe întrebări legate de copilărie, sincer, dar ai povestit că a fost greu. Cea mai frumoasă amintire posibilă vreodată pentru mine, eu, părinții mei, nu mi-am văzut niciodată să se iubească între ei și, sau să-și facă declarații de dragoste. Au fost așa reticenți, deși sunt foarte, foarte tineri. Mama are 40 de ani și tata are 44. Și nu am văzut niciodată între ei o apropiere din asta mai mare. O deschidere la modul să-și... O deschidere să-și arate sentimentele unul față de cealaltă, pentru că... De față cu voi, mă. De față cu voi. Da. Da. Separat să iubesc. E altă educație, fiind cu biserica, fiind cu... Da. Da. Acum oricum sunt mai altfel. Se alintă altfel în fața noastră. Ne arată cum ar trebui să fie doi oameni care se iubesc. Păi frate, o căsnicie... Că se respectă maxim și se iubesc maxim și tot felul. O căsnicie... Nu înseamnă dragostea aia de primii trei ani. O căsnicie înseamnă să treci peste bune, dacă peste mă crezi, rele, să treci, mama, să lași de la tine. Mama mea, deși are 40 de ani, a avut cancer acum 3 ani și tata... Mama are 40 de ani? Mama are 40 de ani, da. Și tata acum 3 ani avea, dacă acum are 44, acum 3 ani avea 41. Tata de atunci nu mai are contact fizic cu mama. Și oamenii ăștia se iubesc oricum. Și tata e tânăr, are, simte poate nevoia de chestii de genul ăsta. Dar omul ăsta nu face nimic. Eu astfel fel de iubire îmi doresc. Dacă eu am o astfel de iubire în fața ochilor, cum să vreau eu altfel de iubire? Oameni buni, n-o să-l auziți pe Jador vorbind așa de sincer și de frumos. Da, niciodată, da, niciodată. Adevărat. Credeți-mă, da, pe cuvântul meu. Și... mama, în bucătăria de vară, oarecum, două bețe și așa, era tata bolnav, avea cancer și a pus o melodie el și a spus să spun melodia asta pentru tine și melodia aia spune așa: dacă mor, tu cui rămâi, viața mea? El credea că o să moară. Și a spus ei: dacă mor, tu cui rămâi? Atunci a început să plângă și a venit lângă el. Bă, și a fost grav. Atunci a fost grav. Pentru mine. Dar în rest, sunt ok. Asta trece peste asta. Nu știu cât de mult înțeleg oamenii care îți dau dreptate fără să te cunoască. Doar așa, să te țină pe lângă ei. Eu acum te-am cunoscut. Deci mi-am mișto. Și îmi place cum vorbești despre familia ta și despre părinții tăi. Bravo. N-aș putea să vorbesc altfel și nici tu n-ai, niciunul dintre noi n-ar putea să vorbească altfel. Una e să vorbești aceleași cuvinte, altceva e să le interpretezi și altceva e să le vorbești din suflet. Tu le vorbești din suflet. Înțelegi ce zic? Da, da, de, da. Nu cred că trebuie să... N-ai înțeles. Da, da, da. El e Jador, oameni buni. De asta le iubește lumea. Să nu credeți că le iubește lumea pe el, că el marele artist. El este un băiat mișto, la modă. Păi un băiat care cântă din suflet și își dorește să facă și este super efervescent. Băi, fraților. Da, chiar ăsta e adevărul, da. Băi, fraților, eu l-am cântărit, am văzut ce și cum. Aici nu vorbim de nici de Pavarotti, nici de... Jador, de fapt, e iubit pentru felul lui de a fi, pentru pachetul complet pe care îl are. Că e băiat drăguț, că e pe Caterinca cu toate gagicile, că își asumă, că spune de Gianina sau cum o cheamă. Cu toate la pachet, cu toate la pachet, ăsta e Jador. Cu toate la pachet. Cu puterea dragostei, cu Ela, cu cum le cheamă, că nu mai știu, prima, a doua, a treia, a cincea, habar n-am, cu toate la pachet. Eu acum l-am cunoscut, dar cred că l-ați cunoscut și voi mult mai bine acum.